Sebastian este noul concurent care a intrat în casa iubirii. Cine este fata care i-a atras atenția din prima? În ediția de miercuri a emisiunii matrimoniale U Casa Iubirii, un nou concurent a intrat în competiție. În ediția de miercuri a emisiunii matrimoniale U Casa Iubirii, prezentată de Andreea Mantea și difuzat exclusiv la Canal D, un nou concurent a intrat în competiție pentru a-și găsi dragostea. Sebastian este noul concurent care a intrat în Icasa Iubirii. Sebastian a intrat încrezător în casa Iubirii și le-a oferit fetelor flori ca un gentleman. Sebastian are 25 de ani, este din Iași și a terminat liceul sportiv. A fost handbalist o vreme și a încercat să continue acest drum al sportului. Dar din cauza unor probleme de sănătate și a greutății lui corporale a fost nevoit să renunțe la această pasiune. Ulterior, Sebastian a fost frizer dar s-a lăsat și de această meserie pentru că și-a dorit mai mult de la viață. A intrat din nou în lumea nutriției și a sportului, acolo unde a reușit să slăbească de la 108 kg la 80 de kg în doar patru luni. Din păcate, un alt chinion s-a năpustit curând asupra lui, căci când credea că totul merge bine și poate concura la naționalele de culturism, Sebastian s-a accidentat la brațul stâng în timp ce schia, astfel că și în prezent se află în recuperare și nu mai poate continua niciun fel de activitate fizică și sportivă. Sebastian a fost fermecat de Roberta. Sebastian este burlac de aproape trei ani, iar cea mai lungă relație pe care a avut-o a durat șase ani și jumătate. Noul concurent și-a păstrat discreția în privința motivului despărțirii, dar a declarat că este asumat în privința a tot ceea ce s-a întâmplat între el și fosta parteneră. Roberta a fost de-a dreptul fascinată de multitudinea de tatuaje pe care Sebastian le are pe corp, inclusiv pe chip, acolo unde și-a tatuat și litera UR, care vine de la numele fetiței lui în vârstă de aproape trei anișori. Dat fiind faptul că este tătic și are o fetiță, Sebastian își dorește să găsească o femeie care să-l accepte cu copil și să fie asumat în această privință. Sebastian a profitat de faptul că este nou venit în casa Iubirii și a invitat-o pe Roberta la dans, acolo unde i-a mărturisit că, prima dată, Virginia a intrat în vizorul lui când o privea la televizor, dar ulterior și-a dat seama că Roberta îl atrage mai mult și este mult mai liniștită, așa cum îi place lui.